De ziua națională a României, suporterii echipei de basket din Giurgiu au avut parte de o seară magică. În sala John C. Hardy, sute de voci au cântat imnul României la începutul meciului și au scandat România până la final. A 10-a etapă a Ligii Naționale la basket vine cu o victorie importantă a basketbaliștilor giurgiuveni asupra celor de la CSM-ul Pitești. După 5 înfrângeri consecutive, basketbaliștii de la CSS Giurgiu au reușit acasă scorul de 78-74. Echipa lui Cristerel a condus tot meciul, iar uriașul Harvey a oferit un spectacol de zile mari, marcând mai multe coșuri de 3 puncte. Reușita jucătorilor de la CSS nu îi ridică în clasament, dar îi menține pe locul 12 cu 14 puncte.